Bună seara, prieteni! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am reîntâlnit la o nouă ediție a Sport Sus Special. Bogdan Cotruț vă salută, vă spune bună seara și vă invită să rămâneți alături de noi până aproximativ în jurul orei 20 pentru a vedea ce se mai întâmplă în fotbalul județean, campionatul județean. Subiectul zilei de astăzi, iată-l titrat și pe burtiera noastră, FCM Alexandria, drumul spre reconstrucție. Sună realist, sună și pompos oarecum, dar sună până la urmă și într-un mod așa ambițios. Pentru acest subiect, alături de noi, avem plăcerea de a vă readuce în fața camerelor de televiziune după o perioadă destul de lungă în care nu a mai apărut pe antrenorul secund al FCM-ului, Marian Botea, o pauză de 5 luni, cred. Da, 5 luni. Sunt cam bună 5... seara, în primul rând, dumneavoastră, cât și telespectatorilor care ne urmăresc în această seară și mulțumesc de invitație. Eu vă mulțumesc, în primul rând, pentru că ați acceptat să veniți la Sport Sus Special. Statutul dumneavoastră e acum oarecum diferit de cel cu care noi ne obișnuisem, de antrenor principal la Brânceni, unde dumneavoastră, practic, reprezentați echipa, erați de toate acolo, și comunicator, și ofițer de presă, și antrenor, alături de echipa în care vă integraseți la Brânceni. Domnule antrenor Marian Botea, vă mulțumesc încă o dată că ați venit alături de noi. Sunteți din nou la FCM Alexandria, pentru că înainte de episodul Brânceni ați activat tot la FCM Alexandria. V-ați reîntors la FCM Alexandria după o perioadă foarte bună la Brânceni. Sunteți parte a unei echipe tehnice conduse de un fost antrenor al FCM-ului, Romulus Ciobanu, un antrenor cu care dumneavoastră ați mai lucrat. Sunteți acolo alături de Romulus Ciobanu, cu Sorin Albeanu și cu un antrenor de portar. I-am uitat numele. Da, domnul cer scuze. Marin Ioana. Cam acesta este staful tehnic. Da, da. Bun. Vreau să vă întreb, v-a luat mult timp să vă hotărâți să plecați la Brânceni? Și vă spun asta și de ce, pentru că înainte de a face trecerea asta, în pauza competițională, una dintre ultimele etape ale turului de campionat, ați făcut un meci foarte bun pe stadionul municipal din Alexandria, aproape să învingeți Alexandria, ați condus cu 2-0, erați pe banca Brâncenului atunci, s-a terminat 2-2, ați luat orice speranță FCM-ului la titlu cu rezultatul ăla de egalitate. Multă lume se îndoia de corectitudinea acelei partide. Am fost unul dintre cei care au zis că oricum între Botea și Romul Șovanu va fi o luptă serioasă. Și a fost. Și apoi ați trecut la FCM cu obrazul curat până la urmă. V-ați despărțit greu de Brânceni? Da, în primul rând, discuția dintre mine și FCM Alexandria s-a rezumat prin antrenorul principal, actualul Romulus Ciobanu. În momentul în care a fost contactat pentru prima oară, înaintea începerii campionatului, am avut o discuție cu el de principiu, în eventualitatea în care va veni la FCM Alexandria ca antrenor principal, dacă doresc să colaborez cu el. Țin să precizez încă de la început, Romulus Ciobanu este antrenorul care m-a inițiat în această meserie în perioada anilor 2009-2010. Din acel moment până în perioada de a veni la Alexandria, noi am ținut legătura tot timpul. Și însă lucrurile au luat o altă turnură. A fost desemnat un alt antrenor, în persoana domnului Gabriel Lungu, după care eu mi-am văzut de treabă și de proiectul meu la Unirea Brânceni. A revenit din nou Romică Ciobanu, dar pe parcursul turului de campionat, în care eu nu puteam lăsa echipa Unirea Brânceni, deoarece totuși era un proiect serios și am considerat că va trebui cel puțin să se termine turul de campionat și să vedem ce se va întâmpla. Și vă spun că discuția a luat amploare chiar cu o săptămână înainte de a începe pregătirile la FCM Alexandria. Deci pregătirile au început pe data de 19, undeva la începutul lui ianuarie, aprind din nou contur. Cred că știți și dumneavoastră, nu sunteți străini de discuția dintre
echipa FCM Alexandria și SCM Pitești de a prelua locul echipei de Liga 3 a SCM Pitești. Iar în această situație eu nu aveam decât să îmi văd de treaba mea la Brânceni, pentru că eu încă nu eram în structura conducerii FCM Alexandria. Totuși, într-o săptămână, lucrurile au revenit la normal și exact cu o săptămână înainte de a începe pregătirile, a prins contur această ofertă din partea echipei FCM Alexandria. A antrenorului principal, Romulus Cioban. V-ați gândit mult înainte să acceptați? Da. Am avut ceva discuții. Vă dați seama că m-am gândit și la proiectul Unirea Brânceni, jucători pe care eu i-am adus, jucători în care am avut încredere, jucători de care am dus muncă de lămurire pentru a-i aduce la Unirea Brânceni, pentru că astfel numai prin persoana mea ei au ajuns acolo la Brânceni. Au făcut trecerea o dată cu dumneavoastră în această pauză competițională. Nu știu cât de legate sunt aceste treceri și alte nume. Spre exemplu, Olteanu. Deci, odată cu mine la FCM Alexandria, au făcut trecerea Florin Olteanu Portaru și juniorul Mitroi Mădălin. Mădălin Mitroi. Mi-aș fi dorit mai mulți jucători din lotul actual al Brâncenului. Sunt foarte multe nume, dar deocamdată s-a mers pe un proiect de jucători foarte tânăr, doar cu câteva implanturi de jucători cu experiență. Avem niște imagini surprinse la una dintre primele ședințe de antrenament de la Alexandria. Dacă regia de emisie este pregătită cu acele imagini surprinse pe stadionul municipal din Alexandria, da, am făcut aici un tur de ca la Bombonera, știți? Stadionul din Buenos Aires. Bun, imediat o să vedem și echipa la treabă. Era, cred că, a doua venire a noastră la una dintre ședințele de pregătire ale FCM-ului și spun asta fără să mai verific. A doua venire și prima zi de pregătire, pare mi. Da. După pauza competițională, după pauza de iarnă, pentru că vedem aici toți erau în negru. Prima dată când am venit, da. Era un trei curcubeu de culori. Da, lucrurile, odată cu venirea lui Romica Ciobanu, s-au schimbat. Așa, ciocate de Jack Norris, a zis, este Romica Ciobanu. Se schimbase lucrurile, inclusiv dacă cum arată jucătorii, se încearcă coeziunea, crearea unui lot omogen, sentimentul de a aparține unui grup, pentru că înainte contează și astea. Se pare că sunt importante să fie toți îmbrăcați la fel, să tragă toți în aceeași direcție. Este exact prima zi de pregătire, data de 19 ianuarie. Exact, atunci am venit la... Încă lumea nu... Nu știa. Nu știa, pentru că nu am dezvăluit, pentru până în momentul în care... E Olteanu acolo, în plan îndepărtat. Da, am bătut palma cu clubul FCM Alexandria. Ați fost luat de venirea noastră puțin prin surprindere, atunci v-am simțit. O surpriză plăcută. Noi vă mulțumim. Am văzut niște jucători acolo. L-am văzut pe Olteanu în plan îndepărtat. După părerea mea, alături de Leven Celic, cel mai bun portar din Liga 4, cu mult peste nivelul acestui eșalon fotbalistic. Aici e Olteanu, care face fandări, sau cum se cheamă? Să nu greșesc. Semi-genoflexiuni. Și l-am mai văzut pe... Vă întreb de el. De stretching. Bun. Da, Mădălin Mitroi, jucătorul de la Brânceni. Era și Horațiu Lascu, un atacant care încă mai poate spune lucruri importante, pe care și dumneavoastră îl cunoașteți bine și de la care mai aveți în continuare aceleași așteptări mari? Da, avem așteptări mari. Până la acest moment încă el nu a reușit să se acomodeze cum ar fi trebuit sau cum ne așteptam noi. Încă așteptăm. Deși etape nu mai sunt prea multe. Mai aveți răbdare cu el? Nu depinde de mine. Orice hotărâre care se va lua vis-a-vis de jucători, o va lua antrenorul principal, Romica Cioban. Dacă mi se va cere părerea și se va ține cont de ea, cu atât mai mult, îi stau la dispoziție. Domnule Marian Botea, avem în continuare imaginile în monitor, le vizionează și telespectatorii noștri. Cum a fost venirea dumneavoastră? Romica Cioban a venit după etapa a 10-a. Da.
Gabi Lungu, ultima apariție publică în calitate de antrenor a fost chiar aici pe scaunul pe care stați și dumneavoastră, cred că ați văzut atunci emisiunea, după care noaptea aceea a fost demis. Da, nu i-a prins bine venirea la noi. Da, s-a întâmplat. A venit o mică ciobană, s-a terminat turul de campionat, ați venit dumneavoastră. S-au derulat lucrurile de la demisia domnului Gabriel Lungu. Cert este că odată cu venirea lui Romică Ciobanu, chiar dacă mulți dintre jucători sunt jucători care nu mai sunt în actualul lot, dar sunt jucători care, mergând pe la cluburile unde s-au transferat în acest moment, nu au reușit să se impună. Încă o dovadă că deciziile lui Romică Ciobanu au fost luate pe drept și numai în plan sportiv. Antrenorul principal, Romulus Ciobanu, a avut la un moment dat o declarație de presă legată tocmai de aceste despărțiri în serie care s-au produs la FCM Alexandria în pauza competițională. Nu se rup relațiile cu jucători în timp ce ești în competiție. S-a așteptat, au mers etape. Au fost și unele reacții ale jucătorilor care au ținut să-și pună... Vă dați seama că aceste hotărâri le-a luat în urma etapelor care s-au desfășurat odată cu venirea lui până la sfârșitul turului de campionat. Deci aceste, și... de-aia vă vin și vă spun, afirm încă o dată că aceste hotărâri au fost luate pur sportive, în funcție de randamentul pe care l-au avut la acel moment. Chiar aici la noi la Sportul Special spunea legat de Romulus Ciobanu legat de aceste despărțiri că odată analizat cât se investește în acei jucători de la cazare, masă, salarii și cât au oferit ei clubului, balanța era dezechilibrată în defavoarea clubului. Și atunci s-a luat decizia despărțirii de o serie întreagă. Câți au fost? Au fost destul. Pare mi se 8 sau 9 jucători. N-aș vrea să fac vreo greșeală, să enumăr mai mult sau mai puțin. Unii au mai avut salarii cert minimate. Este că, da, este vorba de jucătorii care aveau salarii și mari, dar și care nu au confirmat. Dovadă că al doilea an consecutiv cu același lot de jucători cu experiență, poziția lor a fost tot pe locul 2, clasarea pe locul 2. Iată că în returul campionatului, un lot foarte tânăr, jucători de 16 și 17 ani, suntem deocamdată pe același loc. Cu perspective îmbucurătoare, mai ales după jocul de cupă cu Turnu Măgurele, chiar și în jocul de campionat, returul de la Turnu Măgurele, jucătorii tineri au dat dovadă că pot crește și pot afirma cu certitudine că au făcut mult mai mult decât cei cu experiență, vorbesc dintr-un campionat. Într-un fel, e clar că, în mod normal, locul FCM-ului nu e la Liga 4 și atunci când e la Liga 4, în mod normal, nu e pe locul 2 și la o distanță de mare de o competitoare care acum un an nu exista. Însă, venirea lui Romulus Ciobanu, chiar dacă s-a produs în timpul returului de campionat, dacă și-a cristalizat echipa tehnică abia în pauza de iarnă, dacă au mai plecat jucători, aveți și o șansă, întreg staful tehnic, care sunteți acum la FCM Alexandria, aveți șansa pentru că nu mai aveți obiectiv, deci nu mai sunteți presați să câștigați, chiar dacă vă autoimpuneți victoria în fiecare meci, una este să-ți autoimpui pentru a omogeniza și a da experiență, să treacă cât un meci peste acești jucători foarte tineri, dar una este când știi că ești acolo la luptă, la 2-3 puncte de contracandidată, că știi că te pregătești poate de un meci de baraj, e cu totul altceva treaba asta. Aveți într-un fel șansă, ați avut practic un retur de campionat, un retur oficial de campionat în care să creșteți jucători. Proiectul, la ora actuală, proiectul Alexandriei este unul care dă credit jucătorului tânăr, în principal Telor Mănean. Da, deci dacă privim actualul loc, în afară de Căpățână Cosmin, care este din Caracal, restul sunt telormăne. Nu putem să considerăm pe Florin Radu, chiar dacă locuiește în Giurgiu, pentru că este tot telormănean din Turnu Măgurele. Restul sunt majoritatea foștii jucători ai echipei FCM 2, care au făcut pasul către prima echipă și sunt numai chiar Alexandrei.
E important pentru că Alexandria are și capacitatea de a atrage, de a polariza jucătorii de aici. Alte echipe poate mai puțin, dar fiind și municipiul reședință de județ, fiind și cel mai mare oraș, nu doar în statistici, pentru că prin statistici și alte orașe sunt destul de bine populate chiar și la momentul actual și în realitate lucrurile nu stau tocmai așa. Câți jucători aveți în circuitul echipei mari, pentru că acolo aveți și FCM2, urmăriți și juniori. Avem 24 de jucători, lotul nostru actual FCM, echipa de Liga 4, plus 4 jucători de la echipa de juniori a domnului Iulică Voicu, care în permanență, martea și joia, vin și desfășoară antrenamentele împreună cu noi. În momentul în care sâmbăta pentru Liga 4, jucătorii cei 18 din lot participă pentru jocul oficial, cei care rămân în afara lotului și din jucătorii care nu reușesc să intre pe parcursul jocului, merg și fac parte din lotul echipei de duminică FCM2. FCM-ul are această structură, FCM2 Alexandria, care, cred eu, începe să-și dea roadele. O creație foarte bună. Asta e important, să ai și o echipă secundă care să producă și în același timp să țină în priză anumiți jucători, care la un moment dat sau altul pierd prima echipă. În afară de nucleul ăsta foarte mare, nu doar cel de 24 de care a spus dumneavoastră, nu doar FCM-ul, mai aveți jucători care sunt sub semnătură, nu neapărat sub contract cu FCM-ul, care sunt împrumutați pe la alte echipe de Liga 5, Liga 4. Credeți-mă că la acest moment sunt jucători care sunt împrumutați. Nu stăpânesc bine aceste lucruri cu împrumuturile jucătorilor și de aceea n-aș vrea să fac vreo greșeală. Dar mai sunt. Mai sunt jucători care sunt împrumutați, care probabil într-o formă bună pe care vor arăta la echipa de club unde este transferat, vor fi probabil rechemat. În permanență toți jucătorii sunt monitorizați, în special, deci dați-vă seama că stafful nu este degeaba unul numeros. Avem e multe mai numeros probleme. Față de alte echipe, numeros așa foarte tare nu e el. Eu vă spun un lucru, sunt foarte multe de făcut într-un lot unde lucrurile vrem să decurgă profesionist. Dacă mergeți la turnul Măgurele, observați, cred că același lot numeros, numai că nimeni nu a sesizat acest lucru. Asta vă confirm eu. Deci Vali Bădoi are doi colaboratori. Așa în este. Persoana lui Lipie și Ion Ciobanu, foști jucători și foști colegi de-ai lui la turnul Măgurele, și antrenorul de portari Eugen Crăciunescu, care participă de două ori sau de trei ori pe săptămână și participă la antrenamentele cu Celic. Deci suntem cam în aceeași componență. Le lipsește a doua echipă, le lipsește echipa secundă celor de la turnul. Da. Încă n-au reușit să o încheie. N-au reușit pentru că probabil s-au luat avânt foarte repede. Da, da. Deci prima au mai puțin de un an de existență, dificil, dar... să... Cu siguranță, dacă lucrurile și proiectul de la turnul va fi unul care va avea succes pentru Liga 3, cu siguranță vom vedea și o echipă secundă acolo care să activeze undeva, într-un eșalon județean, pentru că vor rămâne cu siguranță jucători utilizabili, care nu vor prinde prima formație. Ne uităm puțin pe ce s-a întâmplat în ultima etapă de Liga 4, dacă în regie suntem pregătiți cu cele patru rezultate care... s-au înregistrat în etapa cu numărul 24, etapa de Liga 4. Avem afișat pe monitor rezultatele. 4 partide nu s-au disputat, nu vorbim despre ele. O să le trecem rapid în revistă cele 4 meciuri care s-au jucat totuși. Viața Noolten 2-0 cu Spic Poporoschia, Unirea Țigănești 4-0 cu Astra Ploska. Rapid Buzescu 3-2 la malul Dunării cu Dunărea Zimnicea. Voința Saerele 1-1 cu Sporting Turnul Măgurele, iată. Alexandria a stat. Avea meci cu Vârtoape și mai stați încă o etapă și săptămâna asta aveți două săptămâni de pauză. Să vă întreb și de aceste două săptămâni ce se întâmplă. Bun, e vreo surpriză aici? Probabil că după toate
așa, eu știu, incursiunile astea în statistică, iată că după ce a pierdut cu dumneavoastră în cupă, miercuri, la mijlocul săptămânii, la câteva zile a venit un rezultat de egalitate surprinzător, acolo la o echipă apropiată de Turnul Măgurele, vecină în geografic, nu apropiată de Turnul Măgurele, să nu se înțeleagă altceva, Văința Săelele 1-1 cu Sporting Turnul Măgurele. Vă surprinde treaba asta? Mai ales că au egalat pe final, cu câteva minute înainte de final. Nu mă surprinde, totuși FCM Alexandria este prima echipă care a reușit să învingă invincibilitatea Turnul Măgurele. Să dea gol după 1000 de minute. Gândiți-vă că mai tot discutam cu, și avem discuții permanente și cu antrenorul principal Romică și cu Nea Marina, antrenorul de portari. Practic ne-am pregătit tot sezonul pentru aceste jocuri importante cu Turnul Măgurele. În campionat, chiar dacă am pierdut, după cum s-a desfășurat jocul, eu zic că un rezultat de egalitate era echitabil, a venit acea lovitură de pedeapsă pe final de joc. Din punctul nostru de vedere, s-ar fi putut refuza acest penalti. Din punctul celor mai mulți, din punctul de vedere al arbitrului. Nu doar al arbitrului. În fine. Se pare că a fost clar. Da, totuși. În fine. Problema este că la meciul de cupă, iată că am dovedit, echipa FCM Alexandria joacă un altfel de fotbal cu altă generație de jucători și dovedim că se poate. Apropo de meciul de cupă, o să ne uităm și pe rezultatele înregistrate în sferturile de finală, acolo unde dumneavoastră personal aveți aparat un titlu, apropo. Da. Ați luat titlul cu Brânceanu, s-ar putea să-i întâlniți în semifinale. Am deapărat un titlu și s-ar putea îndauna chiar a echipei, chiar fostei echipei mele. Din echipele care au rămas, din echipele care au rămas, decât Unirea Brânceanu vă poate pune probleme. Greu să sperăm acum ca sorții să nu ne mai aducă încă o echipă puternică în semifinală și să ne întâlnim undeva în final. Bun, hai să ne uităm puțin, că pentru că din regie ni s-au transmis și rezultate înregistrate. Miercuri, 22 aprilie, faza județeană, sfertul de finală, faza județeană a Cupei României, Sporting Turnul Măgurele 0-1 cu FCM Alexandria, Căpățână a marcat pentru alexandreni, Rapid Buzescu 2-1 cu Metalul Peretu, un derby local apropiat, Gloria Merișani, ACS Seaca 3-4, merge mai departe Seaca, și Unirea Brânceni 3-1 cu Dunărea Zimicea, merge în semifinale Unirea Brânceni. Avem echipa FCM Alexandria calificată, Rapid Buzescu, ACS Seaca și Unirea Brânceni. Cu tot respectul pentru toate celelalte echipe, nu cred că în afară de Brânceni poate cineva să vă pună probleme. Da. La momentul actual, tragerile la sorți nu s-au făcut pe 20 mai. Încă nu. Încă nu. Unde doriți, în ce fază a competiției doriți să vă întâlniți cu Brânceniu? Sincer, aș vrea să ne întâlnim în finală. În finală? Da. Bun. Băiatul ăsta, Cosmin Căpățână, de la Caracal, a marcat în minutul 53, a luat și un premiu de la un site de specialitate. Da, este un... I-a venit berea la băiat? Că da, da, chiar eu am fost intermediarul. Aia, deci Cristi s-a făcut treaba acolo, n-a bătut... Da, Căpățână este un jucător care a avut încrederea antrenorului principal Romică Ciobanu. Se pare că ușor, ușor a înțeles ceea ce se dorește de la el. Eu personal mă bucur pentru forma lui sportivă, ca de altfel la tuturor. Și așteptăm chiar mai mult de la ei. Cam câți ani are Cosmin Căpățână? E tânăr? E... 21 de ani. 21 de ani. Da, e un jucător destul de tânăr și cu o experiență destul de bună. Bun. Și... un jucător care a mai făcut parte din lotul FCM-ului, a avut un moment de rătăcire, a revenit și la acest moment consider eu că a confirmat. Ne bucurăm că el a revenit, pentru că de obicei, după rătăcire... Ne bucurăm că a revenit și a revenit în bine. A revenit în bine, pentru că de obicei după rătăcire e cam greu mai revii. Domnule antrenor, vreau să mă întreb așa, acum o întrebare nu neapărat foarte tehnică și fotbalistică, înainte să marcați acest gol, aproape 978 de minute, aproape 1000 de minute, Leven Celic era neînvins.
da, în toate competițiile și în special în campionat. Părea o fatalitate când jucai cu Sporting Turnu Măgurele să nu reușești să dai gol și evident să pierzi, să pierzi partida. A jucat în etapa 23-a, dacă nu mă înșel eu, da, numărul runde, a jucat la Turnu Măgurele. Atmosferă de meci mare, cum a fost și la Alexandria, un meci echilibrat, două partituri tactice total diferite puse în teren de cei doi tehnicieni, un joc laborios, cu multe pase de partea turnului, un joc de posesie, un joc direct, iute, perpendicular pe poartă, am înțeles că așa a fost. Trebuie să ținem cont de un aspect și este vorba de starea terenului. Asta era următoarea întrebare. Terenul, deci, acolo... Asta e cel mai important lucru pentru Turnu Măgurele. Într-adevăr au reușit, ne-au învins, dar țineți cont că ei au marcat de multe ori și majoritatea jocurilor faze fixe, lovituri de la 11 metri. Iată că pe un teren bun la Roșiori au avut ceva probleme și mai ales a doua repriză. Într-adevăr și ei au avut ocazii mari de joc, dar cu marcarea golului nostru de la Roșiori, pe finalul jocului, au avut o cădere, am fi putut să mai marcăm și iată că pe teren bun au avut probleme. Deci, pe viitor, trebuie să țină cum foarte mult de starea terenului, starea că nu vor juca pe un teren la Turnul Măgurele. Starea gazonului la turnul, vă dați seama e o problemă, da? Dar eu cred că e o problemă în primul rând, da, pentru Sporting Turnul Măgurele. Turnul Măgurele nu cred că își datorează vreun punct stării deplorabile a terenului. Cred că multe din echipe, nu vorbesc de Alexandria, multe din echipele care au venit la turnul... Eu vorbesc din perspectiva echipelor de la care am participat eu, da? Am participat cu Unirea Brânceni. Starea terenului era deplorabilă în condițiile în care echipa mea era o echipă tehnică, o echipă de combinații. La fel și FCM Alexandria, o echipă care, prin venirea antrenorului Romică Ciobanu, s-a implementat foarte mult jocul de posesie. Eu asta vreau să zic, că eu văd acum, din ce știu eu despre cele două echipe, că Alexandria joacă un fotbal orientat cât mai direct spre poartă, să aducă mingea cât mai rapid, ceea ce am văzut și nu am mai văzut de câteva săptămâni. Turnul joacă, are un joc în special axat pe posesie, pe tranquilizarea adversarului, dar nu-i oferi mingea și pasele. Posesia înseamnă ca circulația balonului să treacă pe toate compartimentele, ceea ce la Alexandria se întâmplă, pe când la Alexandria, după 2-3 pase pe linia de fund, mingea se joacă direct pe atacanți. Asta înseamnă că nu este un joc de posesie, ci este un joc direct, mai englezesc. Mai la turnul. Probabil, gândind-o și ținând cont de starea terenului de la ei. Dar eu am observat că și pe teren bun au practicat același fotbal. Posibil. Dumneavoastră ați mers acolo cu Unirea Brânceni, o echipă care joacă fotbal, și cu FCM Alexandria, o echipă care de asemenea joacă fotbal. Deci dar... n-aș vrea să se supere pe mine cei de la Turnul Măgurele, dar posesia înseamnă ceea ce face FCM Alexandria la acest moment, circulația balonului rapidă prin toate compartimentele, pe când la Turnul Măgurele, după 2-3 pase, se joacă direct pe poartă. Se joacă lung. Da. Iar acest stil de joc a prins. Dovadă că sunt pe primul loc. Rămâne să sperăm ca și la baraj. Eu asta vreau să zic legat de... Eu din tot sufletul îmi doresc să promoveze. De proiectul de la turnul. Deci da, acolo s-a făcut niște investiții, bani privați, felicitări celor care au avut inițiativa, în ciuda tot și a toate, când fotbalul era mort și îngropat la turnul. Da. Deci era mort și îngropat. A venit un investitor privat, a făcut acolo... Bine, gazonul n-a apucat să-l schimbe. Nu știu dacă chiar își dorește să schimbe gazonul, chestiune costisitoare, am înțeles că e un proiect cu ridicarea unei noi arene. Dacă vor să îmbunătățească, ar trebui decopertat. A trebuit scos. Acolo e, cred că, cel mai rău gazon din Liga 4-a. Dar eu vreau să spun o chestie. În afară, poate de una, două echipe din Liga 4-a, cred că echipele care au vizitat pe Sporting Turnu au avut ele noroc cu starea gazonului. Probabil. Pentru că, în mod normal, majoritatea echipelor, diferența atât de mare încât luau multe.
Gândiți-vă că în campionatul... Cred că din ce știu jucători individuali de la turnul, nu sunt jucători care să nu știe cu mingea. Adică sigur îi jenează terenul ăla care... În campionat sunt echipe care ar fi putut să-i pună probleme, n-au reușit. Deci cum era vorba de Brânceni, exceptând FCM Alexandria, Brânceni, Saele, Țigănești, dar... Saele a pus probleme. A pus probleme acasă. A pus probleme, dar după ce au avut sincopa... A avut un meci de cupă cu FCM Alexandria. Domnule antrenor, aveți ceva experiență ca om pe banca tehnică? Ați văzut multe și la FCM, la Brânceni și acum începe să vedeți multe și din nou de la FCM. Sporting Turnu părea invincibil. Părea o echipă care joacă de una singură. Asta era senzația. Așa spuneau toți, dom'le, e greu, acolo sunt jucători foarte buni. E Vali Bădoi care intră în teren și ți asigură mijlocul. E cam greu, încă se menține și nu prea sunt jucători de Liga 4 care să aibă pretenții. Care să aibă experiența lui Vali Bădoi. Și valoarea, până la urmă, chiar la care 39 de ani. La 39 de ani. N-a contestat nimeni acest. Da, bun. Ei, a venit sincopa din cupă. Cu FCM Alexandria, 1-0, bun la Roșior, mai contează cum a fost meciul. Imediat apare acest egal la Saele. E greu de gestionat un eșec și un semi-eșec. După ce, practic, n-ai cunoscut gustul. Da, este o situație delicată. Ținând cont că se apropie sfârșitul campionatului și totodată se apropie barajul, într-un fel, și este bine și nu este bine. Vor trebui, ca după aceste jocuri, după eșecul de la Roșior cu FCM Alexandria și după acest egal, o trebuie să strângă rândurile, cum au făcut și până acum, și să ia în serios jocurile de acum încolo, pentru că se apropie cu pași repede barajul. Și mai ales că se joacă tur-retur. Cum vedeți? Deci facem abstracție că vorbim, vă întreb foarte mult. Eu vorbesc ca un telormanean. Eu acum, pentru că turnul Măgurele s-au debarasat și au ieșit campioană de ocupanta locului 2, îmi doresc să promovez. Bănuiesc că nu asta acest lucru își dorește toată lumea. În mod normal așa ar trebui să-și dorească. Mai ales că acum sunteți pe banca FCM-ului și n-ați vrea încă un an să-i aveți pe cap. Adică ar fi chiar... Vă dați seama că... Ar fi... Aveți o misiune mai ușoară fără Sporting Turnu, dincolo de tot și de toate. Dar eu gândesc în viitor. De ce să ne mai luptăm pe la Liga 4 și să ne luptăm pe la Liga 3? Și Roșior, și Turnul Măgurele, și Alexandria. Ar fi grozav. Pe viitor și... Să avem și noi măcar videle, echipe cum era, cum era odată. Odată. Domnule Marian Botea, chiar dacă nu sunteți un nostalgic pentru că nu aveți vârsta, cum a fost odată nu va mai fi. Da, nici eu nu sunt nostalgic, nu am nici vârsta și nici structura pentru a fi nostalgic după vremuri de demult. Pentru că știți bine ce va trebui și zimnicea să completeze acest... Să așteptăm Alexandria până la zimnicea și la videre. Așteptăm turnul Măgurele, mai Alexandria. Și, erau alte situații, alte structuri. Județul e problema. Da, altfel, fotbalul. Fotbalul e doar un epifenomen, ca să mă exprim așa pretențios. Da, astfel echipele erau susținute. Băieții aveau contracte puternice la fabrică, la categorii. La videle, echipa era susținută de Petrom, ceea ce m-a reținut pe mine 10 ani de zile acolo. Cred că 11 a stat pe acolo. Dacă 10 ani. Dar numai acest aspect, susținerea Petromului. Domnule antrenor, ca idee, ca principiu, nu contează că e vorba de Sporting Turnu. Probabil că va fi aceeași situație și aceeași regulă și la anul. Da. În mod normal, Alexandria trebuie să fie la baraj. Adică dacă nici la anul nu e, e o problemă. Ideea asta, pentru că Federația, sub conducerea Răzvan Burlanu, a venit cu niște inovații. Bune, rele, mă rog, rămâne de văzut, trebuie aplicate câțiva ani ca să vedem ce se întâmplă cu ele. Tur-retur, meci de baraj. Într-un fel e mai apropiat de spiritul de fair play și de echitabilitate, de șansă, pentru că un meci direct pe teren neutru are farmecul și încărcătura lui, dar un meci tur-retur parcă e mai aproape de a scoate o echipă nu știu ce mai potrivită spun, sau nu. Ați trecut prin meciul de baraj? Ca am trecut în destule jocuri de baraj. Într-un singur meci? O singură dată am prins cu trei echipe
cu tur-retur eu n-am prins ca jucător, am prins numai un joc decisiv, dar să sperăm că va fi benefic. Tur-retur, în momentul în care se dispută prima partidă, poți să-ți dai seama de valoarea adversarului, numai ca scorul să nu se rupă din turul, din turul jocului. Din primul joc. Manșe. Dacă din primul joc... Iei un 3-0, ți-ai dat seama cu cine ai dat face, rupe, dar... Da, se rupe jocul printr-un rezultat mare, mai greu să remontezi din retur acasă. Domnule antrenor, revenim la FCM. FCM-ul vrea să revină în Liga 3-a. În mod normal, acolo este locul ei. Da. Cred că și Liga 2-a e un pic cam sus. Sincer să vă spun, pentru asta am și venit. Pentru un proiect de Liga 3-a, pentru o promovare, neapărat la Liga 3-a, deci pentru un proiect de viitor. De-aia am și făcut pasul de la Brâncen către FCM. Și să sperăm să... La finalul primei perioade, pentru care v-ați pus semnătura pe niște înțelegeri la Alexandria, se află, la lumința de la capătul tunelului, era o expresie cu ceva ani în urmă, trebuie să afle o promovare. Anul ăsta nu e cazul. La anul însă... Vă dați seama că de la anul ne obligă... Și angajamentul direct și, onoarea de profesionist. Și noi ca antrenori ne dorim acest lucru. Deci... Atât staful tehnic, cel administrativ, toată lumea își dorește acest lucru, promovarea în Liga 3. Fără doar și poate. Indiferent ce adversar veți mai avea la anul. Indiferent ce adversar se va ivi pe parcurs. Posibil să, cum se vehiculează de la vară, Petrolul Videle. Posibil... Sau... Unirea Brâncen. Unirea Brâncen. E o calitate de la rurală. Deci sunt rurale, adversari de luat în seamă și vă dați seama că cu siguranță ne vom pregăti. Avem temele făcute. Eu personal cunosc foarte bine campionatul, cunosc foarte bine jucătorii. Deci nu neglijăm pe nimeni absolut. Tratăm orice joc cu seriozitate. Așa, cu atât mai mult din sezonul următor... Cu siguranță, eu zic că vom promova în Liga 3. Eu vă doresc baftă. Alexandria trebuie... Locul Alexandriei nu este la Liga 4, asta este clar. Da. E orașul cel mai important, municipiul, reședința de județ, aveți cele mai bune condiții. Aveți timp, în sfârșit timp. E o echipă care s-a format, o echipă care are la dispoziție un tur de campionat, are o vară la dispoziție să, prin meciuri oficiale, asta e și norocul. Într-un fel, na, e un noroc ăsta, să vii fără să fii stresat de... și să ai presiunea asta fiecărui meci, pentru că altfel jucau și nu cred că riscați cu copii de 16 ani. Chiar dacă nu este această presiune, noi totuși, antrenorul principal implementează jucătorilor și educă jucătorii tineri să crească cu victorii. Să aibă ambiția ca fiecare joc, indiferent fie el oficial sau amical, să îl câștige. În spiritul acesta... jucătorii din componența lotului actual al FCM-ului sunt educați pentru a câștiga și pentru a progresa. Văd că acum e o altă filosofie la FCM. Ne bucurăm să o vedem, o salutăm. S-a spus oarecum pas mercenariatului, care de multe ori dă roade. E și asta o soluție, să aduci jucători consacrați, jucători pe care să te bazezi, adică dacă nu din primul meci, din al doilea, cu siguranță să fie ca și când s-ar fi născut pe terenul ăla. Aveți jucători foarte tineri acum, jucători pe care cărora încercați să-l implementați o anumită mentalitate. Dom'le, când vii la Alexandria, când joci pentru Alexandria, cum a spus Romica Ciobanu, îl citez acum din memorie, că nu mi-am făcut așa, n-am ascultat emisiunea trecută, Alexandria e un brand. Da. Și când vii la 16-17 ani, ai șansa să crești într-un mediu care să te ducă către un punct. Vă e teamă că veți pierde jucători? Jucători în ce sens? Să plece vor fi transferați? Vor pleca. Dacă joacă bine jucători de 16-17 ani, cu siguranță vor intra problema în vederile altor cluburi. Problema se pune în felul următor. Au fost jucători care au plecat de la noi. Genul Leonard Brâncean. Care se pare că s-a... Se pare că el a reușit să se impună foarte greu
Am înțeles că ultimele partide a fost titular, până acum a fost titular. Are 18 ani, are timp. Da? E alt nivel. Da, da, gândiți-vă, nu, am, cred că are 19-20 de ani. Dacă posibil să se schimbe regulamentul, s-ar putea să nu mai se încadreze la... Deci, posibil ca în viitor, deja la Liga 2 s-a implementat jucătorii sub 19 ani și nu sub, deci se renunță la jucătorii sub 21. Cu siguranță la Liga 3 și ligile celelalte inferioare vor trebui să adapteze acest lucru. Iar Leonard Brânceanu, dacă a avut ceva probleme în poziția de jucător sub 21, gândiți-vă că va fi foarte greu în momentul în care va apărea jucătorii de 19 ani. Va trebui să se lupte pentru celelalte jocuri de locuri, posturi de titular. El a mers la, la Inter Clinceni, o echipă... Jucătorii tot de la noi care au plecat, da, a plecat... Eu la el mă referam, el a plecat prin transfer, nu și-a încheiat socotelile mai înainte de vreme cu clubul. Deci nu, da, la cei 8. Nu ne referim la cei 8. Da, a plecat la solicitarea lui. Pentru că a avut acolo o ofertă la Clinceni, unde e, chiar dacă e un club de Liga 3, e un club girat de Dumitru Dumitriu, e un club la care cu câteva săptămâni în urmă activa Eric Lincar ca antrenor, e un club cu solid și bine organizat. Și unde concurența e mult mai mare? Eu, deci din ce știu, într-adevăr, unii au fost îndepărtați pentru faptul că nu au dat randament, ceilalți au solicitat să plece, cum e și cazul lui Brânceanu, cum a fost și cazul lui Zamfir, dar care am înțeles că el ar fi solicitat că va pleca la o echipă superioară, nu la Liga 4, însă el joacă la... tot la Liga 4 la Brânceni, Galică, renumitul Galică, da, a mers la Afumați, n-a reușit să se impună. La acest moment am înțeles că o echipă modestă, este acasă. Afumațiu, da. Nu, totuși Afumațiu nu este o echipă modestă la Liga 3, este o echipă cu un lot destul de bun. Problema este că sunt jucători care n-au reușit să se impună. Iar deocamdată ei sunt cei care știu, despre care știu eu. Acum, dacă dumneavoastră știți pe altcineva care a confirmat în altă parte, chiar vă rog să... Nu știu, eu aveam așa o bilă semi-albă, cel puțin, pentru Leo Brânceanu, un jucător care mi-a plăcut, un tânăr. Mie îmi pare rău că a plecat, mi-aș fi dorit să rămână, să facă parte din lotul nostru tânăr. Un jucător care eu de fiecare dată... Poate se întoarce, poate de la anul la Veția. De fiecare dată i-am întins mâna la Brânceni, l-am primit la pregătirea echipei când a solicitat. L-am primit pentru în competiția cu Patelormanu și cea de anul trecut și cea de anul acesta. Pentru că un jucător originar din Brânceni. Și întotdeauna discuțiile mele cu el au fost doar pentru binele lui. De a veni la Alexandria, unde să facă pregătire zi de zi, să poată să crească. De aceea și Mitroi a fost cooptat, tot în această ordine de idei, în ideea de a crește prin pregătire. În momentul în care joci sâmbătă de sâmbătă, nu poți să crești în valoare, mai ales ca jucător tânăr. E nevoie neapărat de... Dacă nu pregătire. Intră într-un proces de pregătire zilnic, nu are nicio șansă să crească. Va crește doar pentru nivelul ăsta, mai mult de Liga 4-a, dacă va juca sâmbătă de sâmbătă. Iar Mitroi are această șansă. Rămâne să o confirme sau să infirme. Domnule antrenor, mai avem doar 5 minute. Sunt ultimele 5 minute. Acum să găsesc cele mai importante subiecte ca să nu, să nu irosim aceste ultime, aceste ultime minute. Am avut... aveți 2 săptămâni de pauză. Da. Cum gestionați? Știu că aveți cu siguranță și pentru aceste 2 săptămâni un program bine pus la punct. Și relaxarea, cred că e pusă bine. Executați programul de relaxare. În săptămâna care a trecut, totuși am avut un joc cu încărcătură mare și cu dificultate mare, cel cu turnul Măgurele din cupă, deci am avut un joc oficial. Face că două. Rămâne ca
în această săptămână, la fel. Rămâne să vedem ce hotărâre va lua o mică... Jucătorii sunt liberi deocamdată, am înțeles. Poftim? Astăzi da, n-ați făcut... Da. Mâine avem antrenament la ora 3. Ceva meciuri amicale? Posibil sâmbătă, dacă nu, vor merge duminică cu echipa a doua, FCM Alexandria. Care are meci la Liga 5. Da, care are la Liga 5, la... A, nu, acasă cu Lunca. Așa. Deci rămâne de văzut. Nu este stabilit deocamdată ceva sigur pentru joc amical. Domnule Marian Botea. Probabil în funcție de celelalte care vor sta. Domnule Marian Botea, cum vedeți, cum vedeți seria în care, seria de Liga 5 în care joacă FCM 2 Alexandria? Nu vă întreb de cealaltă serie. Vă dați seama, pentru mine, eu nu am mai participat nici măcar să vizionez jocuri de Liga 5 până e o experiență. Până să revin la FCM înapoi, dar jocul este de calitate foarte, foarte slabă. Dovadă că echipele care promovează cu greu se mențin în Liga 4 și dovadă că stau cele patru echipe care s-au retras. Liga 6 n-ați vizionat până acum? N-am reușit. Chiar mă întrebam ce mai există Liga 6 sau... Există, domnule Marian? În jurul nostru, nu. În jurul orașului, în jurul orașului nu există. Dumneavoastră v-ați învățat cu aici, cu... Da, vă dați seama că sunt echipe de Liga 6 și sunt mai departe, foarte greu de... Merită, e o experiență și, da. Și Liga 6. Bine, ne bucurăm că există acolo, totuși se face fotbal. Am dat de stadioane foarte proaste, gen... Și știe toată lumea, Spătărei, Salcia, unde am mai jucat la, iară cu stadion, la Bragadiru, iară, teren foarte, foarte prost. Eu sunt Bragadiru, știați asta. Da, starea terenului este precară. Și calitatea jocului la fel, de slabă. E greu de adus jucători și pentru Liga 5, jucători care să atragă cât de cât publicul... Oarecum cunoscător, sceptic în privința ceea ce urmează să vină din Liga 5-a, pentru că acum suntem ca la anii 90 după la facultate, deci și la medicină să intră. Chiar, avem patru locuri, cel puțin patru locuri. Chiar despre asta vreau să vorbim. În scurt, gândiți-vă că eu cu Unirea Brâncene am venit din Liga 5, am cesionat locul, dar din acel lot de la Liga 5 la Liga 4-a, dacă a mai rezistat, a fost Cătălin Desculțu, care era deja în lot, și un jucător de la Drăgănești, Gabi și Mitroi. Deci trei jucători care au mai rezistat la Liga 4. De la Liga 5, restul am fost nevoit să renunț la ei. Și Desculțu, care oricum la Liga 5 era, e mult și peste Liga 4. Am fost nevoit să renunț la ei pentru a crea Brâncenul care este la acest moment. Bun, punct final, ediție de astăzi, Sportul Special. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre după o pauză destul de îndelungată. Da. Sper să vă facă bine aceste apariții mai rare. Sunteți acolo într-un angrenaj în care nu mai trebuie să țineți piept tuturor invitațiilor până la urmă. Vă mulțumesc încă o dată și de asemenea, într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat, veți mai primi câte un telefon. Doamnelor, domnilor, a fost Marian Botea la Sportul Special, FCM Alexandria, drumul spre reconstrucție, pași, idei și ambiții, toate în noul proiect de reconstrucție a ceea ce a fost brandul FCM Alexandria. Bogdan Cotuță vă mulțumește pentru atenție, nu uitați, ne vedeți și pe sportsud.ro. Rămâneți în continuare cu Media Sud, în câteva minute avem cele mai importante știri. La revedere!